măcar știm o treabă cum anda. N-am liniștit, gata. Eu mă gândesc că trebuie să ne adunăm din nou energia a patra oară și să mergem la cursa pentru ultima șansă. Așa că oarecum suntem montați pentru ziua de astăzi, doar că suntem foarte obosiți. Asta e problema mare noastră. Suntem rupți în gură. Să trecem acum la Spic și Ștefania. Nu, cred că ne lasă ultimul frățic. Ce? Înainte de cocoș, voi ați avut... Nu mai știu. Câteva? 3. Oh, dacă începe să numere din 3 în 3. Șase. Zece. 13. 15. 16. 18. Nu ne lăsa cu 18. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la cocoș. Foarte curios sunt. Deci eu n-am mai avut emoții de astea în voz de foarte mult timp. Decât dacă mă sperie cineva rău. Nu știu, să mă sperie, să apară vreun drac ceva de undeva, să mă sperie așa. E groasă cu cocoșul ăsta. Nu mai râde, nu mai râde. Mi-a amorțit fața. Zici că știi cum? Zici că m-am dat într-un trenuleț din ăla de mi-e frică rău. Așa mă simt. Doamne, Maica, Domnule. La cocoș. Nu știu dacă ați făcut bine sau nu. Însă... Gheorghia, ce faci? Ce poate să-i dea înapoi ar fi doar în o jumătățire. Inima ei bătea. Amândoi suntem cu sufletul la gură și noi la fel, pentru că... Sperăm ca Spic Ștefania să cadă sub jumătatea clasamentului după ce vedem butoiașul. Ați mai primit 5 monede. Ah. 18 cu 5. Bun. Asta înseamnă 23. Da. Ați mâncat și voi balut? Tot. Încă 2. Bă, voi tu realizezi că eu am mâncat balut? Am mâncat fătul ăla cu olmă simplu, fără nimic. Numai asta mă gândeam. O să pierdem în condițiile în care eu m-am scăldat în noroc și l-am mâncat balut. Și cum ar fi să aibă ea 3? Triplu. Bă, da. Și ați ajuns la mine ieri, prima echipă. Asta înseamnă 6 monede. Bine, mă. Deci, 31 de monede aveți. Bravo! Bravo! Ești milionară, Ștefania, te apropii bine. Și fiți atenți că Bonta și cu Fodor au triplat și plecăm noi toți. Ce? Ați tras-o voi pe aia norocoasă, fiți atenți. Noi nu știam câte monede are Bonteaș cu Fodor. Noi rămăsesem la 6 monede la ei. Gen, nu ne-am mai întâlnit ca să ne întrebăm, bă, cam câte monede ai. Una. Două. Patru. Cinci. 7. 8. 9 monede înainte de cocoș. 9 monede înainte de cocoș. Să vedem ce s-a întâmplat la cocoș. Bani, dragii mei, numărul monedelor voastre se va tripla. Ce bani! Nu e tot. Cel mai mare noroc din lume, Bonte cu Fodor? Păi nu știam să fac socoteala de-n prima. În momentul ăla să zic, da! S-a schimbat totul la 180 de grade. Bă, cum e emisiunea asta, bă, ferească? Eu n-am trăit așa ceva niciodată, mă. Bă, niciodată! Emoții. Bă, să-mi sară inima din piept. Da. Ăsta e cuvântul. Aveam inima oricum, era undeva în afara mea și o vedeam. Ați mâncat balut? Ați mâncat balut? Au mâncat balut. Cu greu. Felicitări, Sorin. Dar au mâncat. Dacă-s 27 de monede și se adaugă cu 2 de la balut, dar au primit 3 pentru că
4 primiseră Ada și Cătălin și poate ei sunt după Ada și Cătălin, gata, au 32. Ați plecat în Taiwan? Nu cred. Ba da. Păi cum? Asta înseamnă 27 plus 2 și cu 2 la balut 29. Îmi simțeam pulsul aici, în gât, în gâtul. Aveam un nod în gât și eram... Mă gândeam doar să nu pierd la un punct. Iar la mine ați ajuns, dragii mei, ultima echipă, deci nu ați mai luat nicio monedă. Mai mamă, așa? Așa? Sunt în stare de șoc. Nu știam cum să reacționez, n-am putut să am reacție la cât de speriată am fost pe parcursul discuției cu Gina. Biletele pentru Taifan. Spic și Ștefania! Bravo! Am scămur aici, să n-am parte. Doar Elina. Niciodată în viața mea eu n-am trecut prin emoțiile astea. Niciodată. Nu știu, că nici mă, nu știu, n-am avut, sau cel puțin nu mi-aduc eu aminte, dar așa, bă, să-mi e o combinație de emoții cu o adrenalină puternică, dacă mi-a mărțit fața. Nu vă îmbrățișați, nu vă bucurați? Stai că mi-e mie să plâng de la câte am ținut aici ceva în mine rău. Și era de la emoții, jur. Am zis că mai iau 4 din aia. Am zis să vezi că iau 32 și noi 31. Mulțumim. Bravo! Și felicitări! Vă așteptăm! Bravo. Să ne cumpărați electronice de acolo, dacă nu ajung. Eu mă bucur pentru Spic și Ștefania, pentru că au și meritat. Au fost mereu în față, mai ales în ultimul stage, mereu au fost în față. Dar sunteți certați? Ce să... Nici nu vă uitați unul către altul! Speriați, gen, am fost super speriați aici, pentru că am stat ca pe ace. Și chiar cum era să pierzi la un punct? Plângeam. Că băieții vor lua puncte. Plângeam la televizor. Plângeam. Dar bine că vă bucurați, nu? Da. Dar în interiorul nostru țipăm. Avem o satisfacție enormă noi. Suntem mega fericite. Nu știu tu. Dacă mă întrebai la începutul concursului, n-aș fi zis că Spic și Ștefania pleacă direct în Taiwan. Auzi cum urlă acolo. Dar nu puteam să fac asta până acum, adică... Nu știu tu, dar eu am ajuns în final. Nu, mai avem. Da. Na. Încă un pic! Eu pot să plec, mă, de acum. Am ajuns în final, gata. Nu. Bă, ai vrut în final? Da, mă, putem să mai stăm. Am ajuns în final, gata. Încă o dată o echipă demonstrează că poți să ții niște așteptări de la început. Cuplu, da? Nu e ca toate cuplurile. Unii se ceartă, unii nu se ceartă. Unii se motivează unul pe altul. Unii trag unii de alții. Da. Bravo lor! Eu, sincer, mai tare decât că s-au calificat Spic și Ștefania, mă bucur că nu s-au calificat Estei. Și cu asta am spus tot. Va naiba. Mă încălzesc măcar când fac exercițiu. Vedeți că fără reactoare n-are cum să zboare avionul. N-are, nu? Eu sper din suflet să vină Fodor și cu Bontea că ai văzut un avion fără reactoare? Eu n-am văzut. Așa că trebuie să punem reactoare la avionul ăla ca să ajungă până în Taiwan. Hai, frate, hai. Hai să-i dăm drumul la picior. Oh. Nu pleacă avionul în Taiwan fără noi, stați liniștiți. Nu pleacă normal, că nu lăsăm în ține de coadă, luăm cu joapca. Exact ca și pe... Nu ca pe cocoș. Ca pe mașini, ca la autostop. Da. Sir, please. We don't have money, take us. Trăiește mare aventura Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.